Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunță că guvernul acordă 4 milioane de lei pentru plata restanțelor către minerii de la exploatarea minieră Crucea. El a explicat că pentru acoperirea restanțelor la plata tichetelor de masă, guvernul aprobă acordarea de ajutor din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a mulțumit tuturor factorilor decizionali implicați în soluționarea problemelor minerilor suceveni. Aș vrea să mai anunț încă un lucru. Am luat, prin hotărâre de guvern, am alocat sumele necesare pentru plata tichetelor de masă pentru minerii care sunt astăzi, erau în greva foamei în Suceava. Am rezolvat și această problemă.